Este un mare har și este o mare binecuvântare atunci când copiii lui Dumnezeu, sfinții, se adună în casa lui și îl glorifică și îl laudă pe Dumnezeu. De aceea, adesea, din nou, împreună cu toată inima, să spunem ca binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl nostru. Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt, de acum și în veci de veci. Amin. Amin. Aș vrea să le aceste două versete pe care fratele Dani le-a citit din 1 Timotei, capitolul 6, versetul 11 și versetul 12, pentru ca să nu fim oarecum, eu știu, confuzi în ceea ce înseamnă motivația acestei predici. Spune Pavel aici lui Timotei în felul următor. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Luptă-te lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Amin. Iubesc frate și în această dimineață, din acest pasaj, aș vrea să vorbesc despre un subiect care în viața de zi cu zi, cel puțin subiectul acesta este foarte, aș spun eu, pe paginile celor mai multe ziare și cei mai mult discută despre lucrul acesta, așa anume despre război. Războiul este, în vremea aceasta, pentru majoritatea oamenilor, un interes și are un interes profund. Și dacă până acum câteva luni sau ani, de fapt este deja mai mult de un an de zile, a fost războiul acela din Ucraina între Rusia și Ucraina, a apărut un alt conflict, conflictul din Israel. N-am să vorbesc despre acest conflict pentru că aici nu este nici o tribună politică, nici un talk show, dar este un subiect de interes. Ceea ce putem să facem noi și este cu siguranță partea noastră, chiar dacă poate mă gândesc, unii se mai întreabă de care partea trebuie să fiu. Noi nu suntem aici puși ca să stabilim partea. Dar cu siguranță Biblia spune că trebuie să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului. Amen. Și aș vrea din toată inima Dumnezeu să binecuvinteze Israelul Amen. și să îi întărească în vremea aceasta foarte, foarte grea pentru, pentru istoria lor. Și acesta este singurul lucru pe care am să spun despre acest război. Dacă nu aveți încă stabilit clar partea, puteți să mă abordați după program și putem discuta. Războiul este un lucru foarte, foarte serios. Și întotdeauna nu este. Cei mai mulți se gândesc la război și se uită la, eu știu, la o manifestare, poate la o paradă și spune, A, cam asta înseamnă războiul. Cei mai mulți oameni spun, războiul este așa. Războiul este foarte un lucru foarte serios. Și vreau să înțelegem lucrul acesta pentru că niciun război, cei care sunt implicați în război, nu pot să-l trateze oricum. Nu poți să tratezi un război atunci când ești în război, oricum. Și cel mai mulți, dacă nu chiar toți, trebuie să, aș spun eu, să aibă multă dedicare pentru acel război și să să aibă multă înțelepciune. Sunt foarte multe semne de întrebare atunci când vorbim despre un război. În această dimineață vreau să vorbesc despre un alt fel de război, dar tot de război. Pentru că există un alt război care are mai mare importanță decât orice alt război care s-a întâmplat pe pământul acesta, chiar dacă unele chiar n-au niciun fel de importanță. Vă vreau să vorbesc despre un război care este mai important decât orice alt război pe care îl poartă sau l-a purtat vreodată un om. Și vreau să vă spun că este la fel de real ca și un război pe care noi îl vedem sau poate am citit despre el, sau poate l-am studiat. Este la fel de real și din păcate, din păcate, unii oameni nici măcar nu știu că există. În această dimineață vreau să vorbesc despre războiul spiritual. Pentru că atunci când m-am uitat și eu la știri, când am citit încoace și încolo și uh, am vrut ca să fiu informat, mi-am adus aminte că noi, ca și că din cădincioși, dragii mei, suntem implicați într-un alt război. Și războiul acesta este, cum spunea apostolul Pavel aici, este un război spiritual. Pavel spunea în altă parte lui Timotei, în capitolul 4, versetul 10, un verset pe care eu l-am memorat mai de mult când eram tânăr și spune noi muncim în adevăr și ne luptăm. Coordonatele vieții noastre ține de două fronturi, de muncă și de luptă. Pavel spune în altă parte în Faptele Apostolilor, vorbim despre viața noastră și despre slujirea noastră. Noi suntem implicați în muncă, în a sluji pe Dumnezeu și de altfel, la fel suntem implicați în luptă. Și cum spuneam, mulți dintre noi nici nu știu că există o luptă, că suntem într-un război spiritual. Și la fel ca orice război fizic care se întâmplă între oameni, războiul acesta spiritual are conflictele lui și are urmările lui. Există răni pe care le creează lupta aceasta și războiul acesta spiritual. La fel ca și în alte. În alte situații, în războiul spiritual, există asediile acestui război și există atacurile acestui război. La fel ca și un ar într-un alt război fizic, există victoriile și există înfrângerile acestui război. Măcar că am putea să vorbim despre consecințele acestui război. Agi, Pavel spune că noi suntem într-un război spiritual. Și spune lui Timotei: Luptă-te. Dacă ești omul lui Dumnezeu. Și nu mă refer aici la cei care slujesc, noi de cele mai multe ori ne raportăm omul Dumnezeu, cel care slujește, pentru că este uh, un vocabular folosit în Scriptură când se referă la proroci, la preoți. Dacă ești aici un om al lui Dumnezeu, dacă ești un copil al lui Dumnezeu, dacă ești un urmaș al lui Hristos, vreau să spun și vreau să ne reamintim, dragii mei, noi suntem implicați într-un război spiritual. Amin. Și vom vedea că acest război spiritual are o natură care niciun alt război nu are. Este un război bun, este o luptă bună. Dacă celelalte războaie sunt puse sub semnul întrebării, despre războiul acesta, spune Pavel, luptă-te, lupta cea bună. Este un război bun pentru că. Printre consecințele acestui război este ceea ce spune Apostolul Pavel, împlinirea și victoria noastră de a fi împreună cu Hristos în împărăția Lui. Și spun aceasta, Dumnezeu să ne ajute. Este singurul război care are în el un caracter, o natură bună. Este războiul pe care trebuie să-l ducem noi. Și apoi spune aici Apostolul Pavel că în contrast cu celelalte războaie. Războiul acesta, dragii mei, nu are nici armistițiu și nu are nici pace. Ne rugăm pentru pacea Ierusalimului și este normal să facem lucrul acesta. Întotdeauna, de cele mai multe ori, dacă nu întotdeauna, războaiele s-au sfârșit cu un armistițiu. Noi spunem o pace care pe unii a avantajat, pe alții a dezavantajat. Dar a fost un armistițiu. Și cu siguranță, până la urmă, războiul acesta din Israel va ajunge și el la un armistițiu. Nu știm cum, dar se va întâmpla. Când vorbim despre războiul spiritual, vreau să vă spun că acest război nu are armistițiu. Nu avem dreptul ca să facem armistițiu cu diavolul și cu vrăjmașul nostru. Nu avem dreptul să facem pace. Pentru că rămâne un război continuu. Rămâne un război continuu. Și Pavel spune, luptă-te, lupta cea bună. Și mesajul acesta, dragii mei, este valabil pentru noi această dimineață. Amin. Nu știu de ce m-am gândit neapărat la acest subiect, dar cu siguranță ne va folosi într-un fel în care Dumnezeu care știe viețile noastre, inimile noastre, știe starea noastră, vrea să ne readuc aminte de ceva. Și vrea să ne spună încă o dată, Dumneatale, tu, și eu, noi toți împreună, suntem implicați într-un război. Și războiul acesta este fără armistițiu. Așa, dimineața, de fapt, acesta este titlul pe care l-am pus aceste predici. Războiul fără armistițiu și fără pace. Dar înainte de a vorbi despre cum să luptăm acest război, sau să intrăm în detalii, vreau să vă provoc la un gând pe care l-am pus în mintea mea și vreau să vi-l aduc. Vreau să înțelegem că eu am făcut armata în România și v-am mai spus lucrul acesta, am prins harul acesta de a mă face bărbat în armată. Și am înțeles că armata nu este doar așa, mergi acolo, a lua, eu știu, hainele, pușca și să te duci să faci război. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să te pregătești. Să te pregătești de război. În această dimineață vreau să vă aduc aminte că în războiul acesta noi trebuie să ne pregătim pentru el. Nu poți să te duci la război oricum. Nu poți să lupți și veți vedea de ce. Nu poți să lupți oricum. Doamne, dar noi spunem, uh, vreau să mă duc la război, dar vreau să fiu un război. Dar vreau să înțelegem că noi trebuie să avem nevoie și avem nevoie de pregătire, avem nevoie de un timp în care să înțelegem ce înseamnă războiul acesta și cum să abordăm războiul. Vreau să vă citesc un verset care spune tot Pavel, pentru că Pavel vorbește foarte mult despre subiectul acesta și spune în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 3 și 4. Și auziți ce spune el? Suferă împreună cu mine, ca un ostaș al lui Hristos, nici un ostaș nu se încurcă la treburile vieții dacă vrea să pleacă, placă celui ce l-a scris la oaste. Adică trebuie să existe o pregătire pentru acest război pentru că contează, cum spuneam. În primul rând contează starea spirituală în care vrei să rupți războiul. Contează starea spirituală. Dacă pentru tine nu există niciun fel de motivație pentru a te pregăti spiritual, dacă nu există și vom vedea imediat ce înseamnă lucrul acesta. Dacă nu există niciun fel de echipare despre care spune tot Apostolul Pavel Efesen, capitolul 6, când vorbește despre armătura uh, creștinului. Dacă nu există niciun fel de cunoștințe corespunzătoare, să știi ce înseamnă lucrul acesta. Vreau să spun că din start n-ai nicio șansă ca să poți să ajungi la biruință. E adevărat că lupta depinde foarte mult de ajutorul lui Hristos și al Dumnezeu. Și nu contestăm lucrul acesta. Dar vreau să vă spun că există nevoia de pregătire pentru luptă. Nevoia de a înțelege că nu doar purtând echipamentul este suficient, dar m-am îmbrăcat. Vreau să vă aduc aminte, așa, o, o chestie foarte interesantă. Și David a fost îmbrăcat cu armura pe care avea Saul. I-a spus, vrei să te lupți cu Goliat? Asta că-ți dau eu armura mea. Și a pus-o pe David, nu știu dacă era mărimea lui sau nu, dar cu siguranță David a spus, pare rău, nu pot să mă duc la luptă cu armura aceasta. Pentru că există nevoia de pregătire. Și Pavel îi spune în aceste două versete, în primul verset, versetul 11, iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri. Există nevoia de a ne pregăti. Nu poți să lupți dacă viața ta este oricum. Dacă pregătirea ta este sau lipsește, e inexistentă. Dacă armura ta nu cunoști care îi, dacă n-ai cunoștințe, dacă, dacă nu știi nimic despre lupta aceasta, n-ai cum, cum să biruiești. Vorbeam ultima dată, tot în contextul acesta al luptei, vorbim despre strategiile diavolului. Trebuie să cunoști strategia diavolului dacă vrei să biruiești. Dar vreau să mai spun încă ceva. Trebuie să te pregătești. Să fie uh, uh, lupta ta și, și gândul acesta o pregătire. Și Pavel spune, fugi de aceste lucruri. Și spune aici o listă de șase lucruri. Vreau, vreau, să le amintesc în scurt, pentru că nu vreau să iau prea mult timp. Vreau să las și la fratele Paul timp. Vreau să le amintesc în scurt. Dar vă să citiți acasă aceste lucruri și să le meditați în mintea dumneavoastră. Spune acolo, în primul rând, trebuie să ai neprihănirea. Caută neprihănirea. Caută această stare. Dacă vrei să lupți și dacă vrei să te pregătești, atunci trebuie să ai o stare corectă pentru luptă. Dacă vrei să te pregătești, spune Pavel, la doilea doua rând, trebuie să ai evlavia. Adică trebuie să ai relație cu Dumnezeu, cu Hristos, cu comandantul nostru, dacă vreți. Trebuie să cauți evlavia. Dacă vrei să te pregătești pentru luptă, spune în a treia rând, trebuie să ai credință. Te duci la luptă. Am ascultat câteva interviuri ca unor, a unor soldați din armata a, a, Israelului. Și ce am observat a fost pentru mine, nu ne-a neapărat o surpriză, dar un lucru plăcut. Toți aveau credința că vor birui până la urmă. Au zis toți. Toți spuneam, noi ne credem că Dumnezeu ne va ajuta să biruim. Când noi ne luptăm, noi trebuie să le pregătim prin această stare a credinței care, știți cum e? E adevărat că suntem oameni care nu suntem perfecti și nu avem toate lucrurile pregătite. Dar noi credem că prin ajutorul lui Dumnezeu noi vom birui. Dacă te lupți, în lupta aceasta, fără să ai credință, ai o mare problemă. Și Pavel spune, pregătiți-vă având credință. Și spune în continuare, trebuie să ne pregătim având iubire, adică având focul acela care alimentează. Noi începem ceva. Și cum spunea psalmistul, tot ce începem duce la pun sfârșit. Dacă vrei să biruiești, pregătește-te ca în această luptă să nu te oprești să nu faci armistițiu, să nu faci pace, să nu dai înapoi sau să nu dezertezi. Toate aceste lucruri le face iubirea, dragostea noastră pentru Hristos, care a murit și s-a dat viața pentru noi. Și apoi spune, caută, în al cincilea rând, caută să ai răbdarea și blândețea. Să avem răbdare să nu facem greșeli. Răbdarea noastră de multe ori ne lipsește și facem anumite analize, facem anumite hotărâri și dintr-o dată ne am dat seama că am luat o hotărâre greșită. Toate aceste lucruri, dragii mei, pe care le spune Pavel aici în versetul 11, sunt lucruri care ne pregătesc pentru luptă. Încă o dată, dragii mei, în lupta aceasta nu putem să mergem nepregătiți. Eu am făcut instrucție în armată trei luni de zile Vreau să vă spun că în armată, cum se făcea atunci la Ministerul de Interne, nu prea se făcea la mea PN, noi eram, oh, aș fi vrut să fiu atunci la mea PN. Dar s-a făcut o instrucție, aduc aminte când a venit fratele meu, a trecut prin Ploiești, am făcut armata în Ploiești, și era în perioada noiembrie, decembrie și ianuarie, când a făcut armata, când a făcut instrucția, trei luni de zile. Și uh, a venit, m-a căutat, m-am dus la, la poartă și s-a uitat la mâinile mele. Mâinile mele care acum arată destul de bine, nu au nici bătături, atunci aveam degerături pe toate, am în două mâinile, degetele, mi erau degerate. S-a uitat la mine și s-a speriat, zice, Dane, ce-i cu tine? Și am zis, armata. Pentru că pregătirea pentru armată nu este doar așa o paradă, cum spunem noi. Trebuie să ne pregătim, dragii mei. Nu uitați! Este o luptă pe viață și pe moarte. Și Dumnezeu ne cheamă în această dimineață să fim foarte atenți cu lupta aceasta nu ne ducem doar, și eu lupt, că și eu sunt pocăit, că și eu sunt alamat al lui Hristos. Nu uita, spune, noi trebuie să luptăm în așa fel încât, prin Hristos și prin ajutorul Lui, să ieșim beritor și mă rog Dumnezeu să ne binecuvinteze. Așadar, creștinismul este o luptă. Și Pavel spune aici, iar tu, om al lui Dumnezeu, luptă-te. Vreau să vă spun ceva. Eu nu cred că, virgulă, creștinismul este o luptă. Și vei spune, frate, dar nu te contrazești nou. Vreau să vă spun că, virgulă, creștinismul autentic este o luptă. Pentru că dacă ne uităm la unii, și nu vorbesc despre alte biserici, că nu, nu mă interesează alte biserici atât timp cât sunt în biserica aceasta și am credința pe care o am. Dar ne uităm la unii credincioși care li se pare că Viața lor, că, că trăirea lor nu este menită de a avea o viață care să fie grea. Toți doresc să avem o viață de credință ușoară. Însă Biblia ne spune că acest creștinism autentic nu este menit și auziți dragii mei, nu este menit pentru o viață trăită ușor. Nu este menit acest creștinism pentru o trăire în indolență. Nu este menit acest creștinism într-o trăire în indiferență și sunt oh, eu, o, eu am făcut legământ cu Dumnezeu, sunt în biserică și sunt mântuit. Nu! Creștinismul autentic, așa cum îl găsim în Sfânta Scriptură, este o luptă. Dacă trăiești în viața aceasta de credință și n-ai nicio luptă, vreau să spun că nu este problema lui Dumnezeu, este problema ta, că n-ai înțeles că acest creștinism trebuie să fie o luptă. Mă întreb, cum adică să ai o viață ușoară? Pentru tine toate lucrurile sunt bune. Pentru mine toate lucrurile sunt ok. Aș vrea să mă duc așa pe brațe înspre împărăția lui Dumnezeu. Nu se poate, dragii mei. Nu pentru că Dumnezeu n-ar putea să facă lucrul acesta. Nu pentru că nu există în mintea lui Dumnezeu să ne facă o viață ușoară, dar nu se poate. Pentru că suntem Într-o luptă spirituală. Și creștinismul autentic, creștinismul adevărat, trebuie să fie într-o luptă. Și doar atunci noi suntem soldați a lui Hristos. Dacă am început să murmurăm pentru că ne este prea greu, dacă am început să murmurăm pentru că nu mai există siguranță, că nu știm ce se va întâmpla ziua de mâine și lucrurile așa ni se par nouă, vreau să vă spun, dragii mei, este o verset de cântare care spune în, în cer pe flori nu poți fi dus când alții s-au luptat. Creștinismul este o luptă și nu orice fel de luptă. Este o luptă aprigă. Știți ce înseamnă o luptă aprigă? Probabil dumneavoastră ați citit despre multe războaie. Au fost anumite bătălii în al doilea război mondial care au fost atât de aprige încât trei sferturi din cei care au fost implicați în acea luptă au murit. Asta înseamnă o luptă aprigă. Dușmanii cu care luptăm noi, dragii mei, nu sunt orice fel de dușmani. Biblia spune că noi avem de luptat împotriva firii pământești. Este firea pământească așa un dușman pe care poți să-l biruiești rapid, așa cu niște pognituri din deget? Este lumea aceasta, pentru că Biblia spune că noi trebuie să luptăm împotriva lumii, este lumea aceasta ușor de biruit? Este diavolul cu care noi suntem într-o bătălie continuă, ușor de biruit? Și atunci ne întrebăm noi, de ce vrem să existe sau să avem o viață ușoară? Fără niciun fel de, de probleme, fără niciun fel de, eu știu, de lucruri care să... Nu, că nu se poate. Pentru că războiul acesta este un război aprig. Cre creștinismul și credința noastră autentică trebuie să fie implicată într-un război aprig. Pentru că noi luptăm împotriva naturii noastre și, cum spunea cineva, nu este ușor să te birui pe tine. Să te birui pe tine, spunea cineva, este mai greu decât să biri 10 cetăți. Să lupți împotriva firii pământești, să lupți împotriva diavolului. Spunea la un moment dat, citeam într-o carte istorică despre un general englez care a spus următoarele cuvinte. Spunea așa, în timp de război este cea mai mare greșeală să-ți subestimezi inamicul și să încerci să faci cu el un război oricum. În lupta aceasta nu avem voie să ne subestimăm inamicul. Nici firea pământească, nici lumea, nici pe diavolul. Pentru că suntem chemați la o luptă aprigă. Suntem chemați, cum spune Apostolul Pavel aici, la o luptă care este universală. Universală. Toți trebuie să fim implicați într-o luptă. Indiferent că ești slujitor, predicator sau nu, ești un credincios care stai acolo pe bancă. Indiferent că ești predicator sau ascultător, indiferent că ești tânăr sau bătrân, indiferent că ești bogat sau sărac, indiferent că ești învățat sau neînvățat, absolut toți trebuie să luptăm acest război spiritual absolut toți. Pentru că este o luptă universală. Toți suntem chemați să luptăm. Pentru că toți vrem să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Și lupta aceasta dragii mei, cum spuneam, este o luptă constantă, nu există armistițiu. Nu există pace. Nu există este vorba românului, să te culci pe ureche, să spună, lasă că până la urmă toate lucrurile se rezolvă. Nu, nu, nu. Se poate rezolva dacă nu vii la biserică sau dacă nu vrei să sujești, sau dacă nu vrei să faci cu tare lucruri. Se poate rezolva. Că Dumnezeu caută pe alții. Dar vreau să spun ceva. Când privește războiul tău, războiul tău și al meu, a dumneatale și al meu, este un război constant. Pentru că nu ave avem timp de repaus. Dacă vorbim despre duminică sau vorbim despre zilele săptămânii, războiul trebuie să fie continuat. Dacă vorbim despre uh, în locurile private sau, în, eu știu, în locurile publice, acasă sau în mijlocul oamenilor, războiul nostru continuă. Dacă vorbim despre, eu știu, acasă cu familia sau în altă parte, războiul nostru continuă. Și putem să vorbim așa de multe lucruri despre. Ce înseamnă acest război constant? Este o, o luptă în lucrurile mici și în lucrurile mari. Este o luptă în, în gestionarea uh, vorbirii noastre, a felului în care vorbim, în gestionarea temperamentului nostru, în, în gestionarea comportamentelor noastre, în toate aceste lucruri, dragii mei. Noi nu avem cum să ne oprim din luptă. Noi nu avem cum să facem pace, spunem. Știi, uh, vorbirea mea este perfectă, nu mai am niciun fel de problemă. Așteaptă până mâine să vezi cum vorbești. Comportamentul meu este, așa mei, ca și mine, nu prea este în biserică. Așteaptă până mâine să vezi cum te comporți. Și toate celelalte lucruri care țin de viața noastră. Pentru că lupta aceasta, dragii mei, este o luptă continuă, o luptă aprigă, o luptă constantă și o luptă universală. Și în această dimineață, Dumnezeu prin cuvântul lui, ne spune, vreau să înțelegem lucrul acesta, că nu avem cum să ne oprim, că nu avem cum să, să ne așezăm și să spunem, nu mai vreau sau nu mai pot. Creștinismul autentic este o luptă. Și mesajul lui Pavel pentru Timotei și pentru noi în această dimineață este acesta. Iar voi, copii al lui Dumnezeu, luptați-vă! Și Dumnezeu să ne ajute să luptăm. Apoi spune Apostolul Pavel, creștinismul adevărat nu doar că este o luptă, este, și spuneam mai înainte, o luptă bună. Luptă-te, lupta cea bună. Este foarte curios, cum spuneam, că nu poți să pui cuvântul acesta bun pentru, pentru alte războaie. Că nu știm adevărul în întregime și nu avem cum. Avem cum. Dar când vorbim despre lupta aceasta spirituală, Scriptura ne spune că lupta creștină este o luptă bună. Și acum întrebarea mea este, cum este lupta noastră bună? De ce este lupta mea și lupta tale bună? De multe eu vorbim despre lucrul acesta și în această dimineață vreau să aduc câteva argumente. Foarte scurt, dar câteva argumente să înțelegem că o virgulă cu adevărat această luptă este o luptă bună. Știți de ce? În primul rând, Lupta noastră creștină este o luptă bună pentru că noi avem un comandant cum n-a avut niciodată niciun război. Și acesta este Hristos Domnul. Când noi îl urmăm pe acest Hristos, ați văzut? Ați auzit? Măcar că noi știm deva răspunsul la această întrebare. Viața Domnului Iisus Hristos a fost total diferită decât orice altă viață. Viața Lui, cuvintele Lui, principiile Lui, și noi îl avem ca și comandant pe acest Hristos. Și spunem, mări să fie Domnul! Amin. Lupta noastră, dragii mei, este o luptă bună pentru că noi luptăm sub comanda celui care este împăratul împăraților și Domnul Domnilor. Mări să fie Domnul! Amin. În această dimineață vreau să spun acest lucru. Dacă lupta pe care tu o ai în viața ta de credincios, Ți se pare că nu mai este lupta bună? Vreau să ți pui întrebarea dacă lupți sub această comandă a lui Iisus Hristos. Pentru că au fost foarte multe războaie și lupt, lupte care n-au avut această sau acest calificativ de luptă bună. Și au fost creștini și s-au întâmplat în biserică acele războaie. Dar lupta noastră este o luptă bună pentru că Hristos este împăratul nostru, este comandantul nostru, este căpetenia noastră și spune mări să fie Domnul. Amen. Este lupta bună pentru că noi luptăm cu cele mai bune resurse spirituale. Vorbim despre resursele pe care Dumnezeu le-a pus la îndemână, pe care Hristos le a lăsat. Și vorbim despre două resurse foarte importante. Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt. Amândouă sunt, nu pot să spun că una este mai importantă sau alta, că nu avem cum să le calificăm. Dar amândouă sunt foarte importante pentru noi. Resursele care ne vin din cuvântul Scripturii și din puterea sau din călăuzirea sau din tot ceea ce face Duhul Sfânt pentru noi, sunt resursele care ne fac să luptăm lupta cea bună. Dacă lupta ta nu corespunde cu Scriptura, dacă ceea ce face lupta ta spirituală nu corespunde cu călăuzirea Duhului, vreau să spun că lupta ta nu este bună. Poate să fie orice fel de luptă, spui tu. Pentru că resursele pe care le dă Dumnezeu ne fac să luptăm o luptă cea bună. Și mă, și mă rog din toată inima Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nu orice luptă are resursele bune. Și nu orice luptă este calificată ca și bună. Decât acele care au resursele spirituale care vin de la Dumnezeu. Și mă rog din toată inima Dumnezeu să ne binecuvinteze. Apoi, lupta aceasta este bună pentru că face bine sau aduce consecințe binecuvântate pentru cel care luptă această luptă cu acele lucruri pe care le amintim mai înainte. Hristos este căpetenia Resursele a Dumnezeu și si ne face bine nouă. Lupta aceasta creează ceva noi. De multe ori ne întrebă, Doamne, dar parcă lupta aceasta nu are niciun fel de scop. Și si eu mă întreb, cum să nu aibă niciun scop? Pe păi ce noi, spune Pavel, dăm cu pumnul în vânt? Alergăm ca și cum am alergat, așa, ca niște oi uh, disperate? Lupta aceasta, spune Scriptura, că aduce rezultate binecuvântate pentru cel care luptă această luptă. Și dați-mi voie să vă dau trei. Promovează smerenia. Smerenia aduce, este adusă datorită faptului că noi luptăm lupta cea bună. Smerenia nu este adusă pentru că ți-o pune cineva pe umeri, pentru că ți-o comandă cineva, pentru că ai învățat-o de undeva. Smerenia, dragii mei, este rezultatul luptei cea bune a credinței. Apoi, există diminuarea aceasta a eului nostru, a firii noastre pământești. Dacă încă te lupți și firea pământească te biruiește, vreau să spun că ai o problemă vis-a-vis -vis de lupta aceasta nu a ajuns ca lupta aceasta să fie suficient de puternică și suficient de, de, de plină de râvnă ca să poți să biruiești, dar trebuie să continui. Pentru că ăsta e rezultatul. Diminuează în noi firea pământească și asta vrea Hristos până la urmă. Să diminueze în noi, eu nostru. Poate că pe unii nu interesează, spune frate, eu sunt bine. Poate pe unii interesează că nici nu vor să lupte războiul acesta. Fiecare face cum vrea dar Biblia ne învață în această dimineață. Dacă lupți lupta cea bună a credinței, atunci se vede în cât de mult Duhul Sfânt care este noi, biruiește firea pământească. Și apoi, în al treilea rând, este, a spun eu, sentimentul acesta, afecțiunea noastră pentru, pentru cer. A, îmi place atunci când rostim acel cuvânt frumos din Scriptură, Maranata, vino Doamne Iisuse. Dar întrebarea este, dragii mei, Simțim noi cu adevărat pentru cerul acela? Îmi poți să spui orice cuvânt. Cum spunem noi, Domnul să te binecuvinteze. Și numai Dumnezeu știe ce am în minte și în gândul meu. Dragii mei, pentru că efectul luptei, acestea, luptei acestea care noi avem de luptat, lupta aceasta bună, este faptul că creează în noi dragostea aceea și sentimentul acela că spune, Doamne, chiar aș vrea să vii, chiar doresc să vii nu știm când va veni Domnul, dar, dar trebuie să avem sentimentul acela, trebuie să avem dorința aceea care vine din faptul că noi, cu adevărat, vrem ca să ajungem în Împărăția Lui Dumnezeu. Și asta face lupta aceasta bună. Și pentru noi, în această dimineață, este, până la urmă, un test. Nu este, nu este dacă vreți, provocarea care eu vă spun aici. Este provocarea pe care Dumnezeu ne-o dă prin acest cuvânt. Luptă-te lupta cea bună. Și vezi efectele acestei lupte în viața ta. Pentru că în ultimul rând spune apostolul Pavel un an lucru vis-a-vis -vis de această luptă. Și anume creștinismul autentic este o luptă a credinței. Este lupta cea bună a credinței. Și auziți ce spune? Iar tu, omul Dumnezeu, luptă te Lupta cea bună a credinței. Și acum vreau să intrăm puțin în acest subiect, puțin, și aș vrea să vă provoc. Când vă gândiți la lupta cea bună a credinței, la ce vă gândiți? La ce vă gândiți când vorbim despre lupta credinței? Am citit în, în istoria creștinismului a fost războaie, care au fost duse, sigur, încă o dată nu le discutăm motivație, dar au fost războaie. Și au fost războaie religioase. Noi vorbim despre lupta credinței. Oare ce fel de luptă este lupta aceasta? La ce se referă despre La ce se referă acest cuvânt? Să luptăm pentru um, ce? Credința penticostală? Să facem lucrul acesta. Să luptăm pentru ce? Pentru credința dată Sfinților, dată pentru totdeauna, cum spune Iuda? Sigur că da. Dar totuși, nu doar atât. Nu doar atât, pentru că aici Pavel se referă la credința aceea care de fapt este coloana vertebrală a vieții noastre de credință. Pentru că, dragii mei, dacă nu avem credință și dacă nu luptăm o luptă a credinței, când vorbim despre lupta împotriva, împotriva firii pământești, împotriva, împotriva lumii și împotriva diavolului, nu avem cum să biruim fără credință. Cineva spunea așa de frumos, Credința este însăși coloana vertebrală a existenței noastre spirituale. Fără credință, suntem doar niști un trup fără, fără oase și fără nimic pe el, fără mușchi, fără nimic. Credința noastră și credința pe care trebuie să luptăm noi și credința în care trebuie să luptăm este cea care ne ține lângă Domnul. Și mai am încă eh, aproximativ 5 minute și vreau să vă spun la ce se referă această luptă a credinței. La ce se referă această luptă? La ce se ne cheamă Apostolul Pavel? Este o credință, și am amintit lucrul acesta mai înainte, este o credință în adevărul Scripturilor, în adevărul Cuvântului Dumnezeu, în adevărul că tot ceea ce scrie Scriptura se îndeplinește și nu trece fără ca să se împlinească. Noi vorbim foarte mult despre Scriptură, dar nu credem toate lucrurile din Scriptură. Când am auzit o predică, eu am amintit despre fratele lui, asemenea, am făcut câteva notiții. Îmi place să, să notez lucruri și spunea el la un moment dat despre credință, că această credință în Cuvântul Dumnezeu, noi credem că, virgulă, credința noastră este bazată pe Cuvânt pentru că Cuvântul este infailibil Adică, în tot ceea ce vorbește Scriptura, Scriptura vorbește adevărul. Amin. Și acum ne întoarcem la noi. Suntem într-o luptă spirituală și ajungem la un moment dat, cum spune că au ajuns și alții înaintea noastră și s-ar putea să ajungem și noi în necaz și în sărăcie. După 20 de ani, 50 de ani de har în Canada, s-ar putea să vină harul sărăciei și a necazului. Știți care este afectat sau ce lucru ne afectează diavolul sau încearcă să afectează prima dată? Credința în promisiunea lui Dumnezeu. Păi stai puțin, noi suntem copiii lui Dumnezeu. Oare Dumnezeu ne-a uitat? Oare credem noi că Dumnezeu este că din jos, chiar și atunci când ajungem în ecazuri, în suferințe, în lipsuri, că s-ar putea să ajungem? Că viața noastră nu este doar pentru belșug, s-ar putea să fie pentru, pentru lipsuri. Oare credem noi că Dumnezeu și cuvântul Lui este valabil și atunci? La un moment dat spune Cartea Apocalipsa spunea Domnul Iisus Hristos, bisericii din Smirna, știu necazul tău și sărăcia ta și bajocule din partea celor care zic că sunt iudei. Oare rămâne cuvântul acesta valabil pentru noi atunci când trecem prin necaz, prin sărăcie? Oare rămâne cuvântul acesta valabil, dragii mei? Oare ne gândim atunci că Dumnezeu este credincios și este cu noi, că El știe necazul nostru chiar dacă suntem acolo? Pentru că lupta credinței este lupta de a rămâne bazat pe acest cuvânt al Dumnezeu care este infailibil, care nu se schimbă și care rămâne credincios pentru noi orice situație și în orice situație ajungem. Pentru că asta înseamnă lupta credinței. Poți să fii ce vrei, pentecostal, baptist, ortodox, creștin după Evanghelie, nu contează. Nu te salvează biserica la care mergi te salvează credința ta în cuvântul lui Dumnezeu, care este da și amin, mări să fie Domnul. Amin. Și lupta aceasta suntem chemați să o ducem noi. Nu e nevoie să ajungem peste 20 de ani, poate că astăzi este necaz, poate azi ești în sărăcie, poate azi ai o problemă. Oare credem noi că acest cuvânt este valabil sau nu? Doar atunci când ne merge bine, mări să fie Domnul. Și atunci când nu ne merge bine, ne pierdem credința. Ne cheamă Dumnezeu să luptăm lupta cea bună a credinței, trăind și rămânând bazat pe Cuvântul Dumnezeu. Ne cheamă Dumnezeu să luptăm lupta cea bună a credinței atunci când vorbim despre, despre persoana și despre lucrarea Domnului Iisus Hristos. Dacă există astăzi în media și în tot ceea ce înseamnă media așa cum este ea, persoana care este cea mai lovită, persoana care este cea mai discutată și cea mai, controversată este persoana Domnului Iisus Hristos. Veți auzi musulman care vă spune, Hristos nu este Dumnezeu, este doar un mesager. Veți auzi lumea aceasta care spune, oh, Hristos este doar o poveste. Veți auzi oameni care vă spune, este neadevărat. Dragii mei, lupta noastră a credinței trebuie să rămână bazat pe Hristos și unul singur. Hristos este Dumnezeu. Poate să spună Coranul ce vrea, Musulmanii ce vor ei, lumea aceasta ce vor ei, Hristosul nostru este adevărat, Mări să fie Domnul. Amin. Și într-o zi, dacă oamenii vor spune tinerilor sau mai puțin tineri, oh, este o minciună, eu să spun, nu este o minciună. Vreau să vă spun ceva. Eu, Coranul a fost scris în anul 653. Și Ioan a scris Evanghelia și Apocalipsa în anul 100 după Hristos. Cine are dreptate? Mahomet care a trăit după 600 de ani care spune că Hristos nu este adevărat sau cel care a stat cu el, care și-a pus capul pe brațul lui, care l-a văzut, care a văzut minunile lui, care a suferit pentru el. Cine are dreptate? Dragii mei, lupta noastră a credinței va fi pentru a rămâne credincios și credincioși lui Hristos și lucrării lui. Hristosul nostru este Dumnezeu mărit să fie Domnul. Și apoi vreau să vă spun, că există această promisiune pe care Dumnezeu ne-o face în 2 Timotei, capitolul 4, versetul 7, când spune Apostolul Pavel, m-am luptat lupta cea bună a credinței, mi-am isprăvit alergarea și am păzit credința. Am rămas credincios lui Dumnezeu și lui Hristos. Am rămas bazat pe acest cuvânt și au zis ce ne așteaptă pe noi dacă luptăm lupta cea bună a credinței. Și spune atunci Pavel, de acum mă așteaptă cu una neprihănirii. Dragii mei, ipotetic să vă întreb dacă vreți să aveți o cunună în cer. Ipotetic, dar vă întreb. Vreți să avem o cunună în cer? Amin. Atunci, haideți să nu ne jucăm de apocăința și de creștinismul. Creștinismul autentic este o luptă și este o luptă pe viață și pe moarte. Și este o luptă care nu are nici zile de odihnă, nu are nici armistițiu, nu are nici pace. Este o luptă în care noi rămânem credincioși. Lui Dumnezeu, cuvântul lui și lui Hristos care ne-a mântuit. Și într-o zi Dumnezeu ne va da cununa tuturor. Și mă rog în această dimineață Dumnezeu pe toți să ne ajute să primim acea cunună. Amin.